Tocmai ce a ajuns acest Huawei MatePad Paper și avem păreri complicate în legătură cu el. L-am văzut arătat recent de cei de la Huawei și la prima vedere pare pur și simplu o tentativă de a fi un Remarkable killer. Nu știu, aflăm imediat. Dar în pachet, stai că vin cu accesorii. Ok, folio cover și paperul. În kitul care a ajuns la noi vine cu două chestii și o să vă dau impresiile mele direct așa din prima, pentru că abia a sosit. L-am văzut pe Radu că l-a încărcat, dar nu m-am jucat cu el intenționat, pentru că vreau să văd ce senzație îmi dă atunci când o să și pun mâna pe el. Hai să vedem. Așadar, ai nevoie de hârtie Huawei, pentru că în teorie asta ar să fie un înlocuitor de hârtie. Chestia asta arată foarte bine. Da, arată, e un wallpaper, da. Conector USB-C, un difuzor aici, buton cu senzor de amprentă, microfoane și difuzoare. Tute. Și rulează HarmonyOS cu o suită de aplicații pe care cred că le recunoști ușor. Ajungem și acolo. Ce mai avem în cutie? Aici ar trebui să fie penul, dincoace cablu de încărcare și rezerve de vârf de creion. Două rezerve, plus cablu de încărcare, vă spuneam. Și o chestie rarisimă, țineți-vă bine, nu o să vă așteptați la chestia asta, vine și cu încărcător. Încărcător în cutie. Ia să vedem ce fel de încărcător avem aici. Un încărcător supercharge de 22,5W. Deci, asta este o chestie, asta este încărcătorul mic de la Huawei, care de fapt este încărcătorul aproape maxim de la iPhone, nu? Da. Ok. Ideea e că se va încărca la orice ai deja, fără probleme, doar că au pus încărcătorul în cutie ca să fie. Penul recunosc, este același pen pe care îl folosesc și pe tablete, nu au reinventat penul special pentru acest device, însă atunci când vrei să oferi un astfel de produs și să arate premium, trebuie să se simtă în mână ca un produs premium și pentru chestia asta mă uit la acest folio care... Carton? Care are o textură de piele, dar nu e piele, e un vinilin. Piele ecologică. Se prinde magnetic. Acest G-Space l-ai pus tu cumva, Radu? Phone calls. Deci suportă și SIM? Ia să vedem. Așadar, ce vedem aici? Avem baterie, avem Bluetooth, avem Wi-Fi, inclusiv pe 5 GHz. Deci nu este așa. Pensilul conectat pe Bluetooth, toate widgeturile, refresh, normal, refresh now. Bam, bam, bam. O tabletă cu touch și la prima senzație textura este foarte prietenoasă, este o textură, e mat și e fin în același timp. E ca un trackpad de bună calitate, cam acolo este senzația. Însă ce vedeți aici este o tabletă cu e-ink care se ține o veșnicie, teoretic. În practică însă avem procesor de tabletă, toată conectivitatea cu Wi-Fi și Bluetooth. Practic, da, vei reduce consumul altfel destul de mare de pe tabletă, dar mai rămân consumatori importanți la bord. Hai să vedem însă la ce o putem folosi, la ce poate fi folositoare această tabletă. Cum să-i spunem? Ei spun paper. Practic este o tabletă MatePad cu ecran de hârtie digitală. Și avem aici mai multe opțiuni. Și să ne uităm un pic la ele. Avem partea de evenimente, de inbox, deci poți să-ți văzi e-mail-urile și poți să scrii e-mail-uri și te poți loga inclusiv cu Exchange, Gmail, Outlook și Yahoo. Ok, dacă vrei să citești e-mail-urile în alb-negru, dar poți să faci notițe. Asta este aplicația unde poți efectiv să scribălești. Dacă ești genul care desenează toată ziua, poți să te joci pe chestia asta și poți să-ți alegi device-ul ăsta, poți să-ți alegi tipul de instrument de scris. Fountain, ball pen, pencil, marker și cu ce scrii. Pot să scrii bold, mid sau fine. Ia să vedem dacă mă duc cu pencil pe fine. A, nu, trebuie să scriu cu negru, fin, creion. Am, bă, că-i drăguț. Știi, m-a trimis înapoi la școală chestia asta. Și stilou. Stilou rules. E frumos așa. Stilou cred că e cea mai faină chestie. Dar am și eraser. Ah, ok. Selector, să mut, să ok. Ia, și notițe cu audio. Am scris ceva cu gel aici și cu stilou și cu pixul și am adăugat și o notă vocală ca să fiu sigur că nu uit ce am făcut. Am scris ceva cu gel aici și cu stilou și cu pixul. Deci te duci la ședință, îi dai rec și îți iei și notițe de mână. Nu? Deci. Uit ce am făcut. Îi dau resume să tragă și acum continuăm review-ul, da, și a zis șeful, să mă întorc aici la unelte de scris. Așa, deci ce a zis șeful? Bugetăm stilouri 100 de bucăți, hârtie, copiator. Câte baxuri? 10. 10 baxuri. Se scrie cu căsă, nu? Așa, 10 bax. Așa, oricum. Așa, tu poți să zici acolo că notează tableta pentru mine. Capsatoare. Capse. Pentru capsatoare. Ok, hai să zicem că s-a răzgândit, nu mai vrea stilouri. Pentru notițe e ok. Din câte am dat seama, palm rejection-ul este bun, dar trebuie să ai grijă unde pui mâna, pentru că dacă atingi aici, am văzut că mai are locuri unde dacă atingi. Ba nu, acum e ok. Trebuie să te obișnuiești cu locurile unde să nu pui podul palmei, dar uite. Dacă îl faci full screen este ok, dar altfel trebuie să ai grijă pe unde apeși, pentru că s-ar putea să ia atingeri de mână. Dar asta este partea cea mai valoroasă. Pur și simplu ai la dispoziție echivalentul unei pagini generoase de hârtie pe care poți să scrii alb-negru. Că poți să scrii și cu gri, dar până la urmă tot acolo ajungi. Practic o să-ți găsești o unealtă care ești tu confortabil și cam atât important, pentru că nu știu, fotografii și chestii de genul ăsta, da, hai să zicem, dacă adaugi tu, dacă desenezi chestii de mână pe care vrei să le introduci, dar rămâne în alb-negru. Asta este, să zicem, avantajul și dezavantajul acestui tip de tehnologie. Ai un ecran care este foarte eficient, are un contrast foarte bun, se vede bine în orice fel de lumină, poți să le ieși la plajă, va ține foarte mult bateria, dar nu e color. Și evident nu te poți uita la video, deși suportă niște chestii. Hai să ne mai întoarcem un pic în ecranul principal, dar el suportă video, dar asta nu înseamnă că e o idee bună. Oh boy! Salutare tuturor și bine v-am regăsit la IGDLCC, adică informații gratis despre lucruri care costă, cu unul dintre cei mai... Explicații în Biblie, visăm ca să-l vedem pe cel sfânt și să ne... A rămas reclama de la început suprapusă. Există explicații de la Dr. Freud. Ce se face asta? Pe Kindle. Asta nu poți să faci pe Kindle sau pe altceva. Uite, știu cât de tare e spectaculos efectul. Bine, poți asculta chestii. Asta e important, da? Deci are audio, are internet. Dacă ești mai pe audio orientat așa, e ce trebuie. Hai să zicem un magazin de aplicații. Deci zici că, uite, poți să descarci cărți, au inclusiv Huawei Books, dacă vrei chestia asta, cu 2 milioane de cărți, mai ales în limbi străine. Dar uite câte aplicații a reușit Radu deja să instaleze. Deci avem aplicații locale de știri. Asta, uite, Busy Day cred că e ok, poți să-l vezi oricând în alb-negru. Poți să pui orice cu un APK. Și suportă orice vrei să pui cu un APK, așa, dar mai degrabă chestiile text și cu poze sau cu audio vor merge foarte bine. În plus, uite, ai inclusiv un recorder separat, nu se duce neapărat în notițe, ai G-Space unde poți să-ți accesezi aplicații care merg spre Google, inclusiv aplicație Kindle ca să-ți vizionezi cărțile de pe Kindle. Cred că cu puțin curaj îmi pun și Audible-ul pe el. E cea mai tare aplicație. Așa. Au! Serios? Da. Se văd spectaculos. Mamă, ce fain se văd! Ei, aici se vede calitatea rezoluției. Știm ce rezoluție are ecranul în pixeli? Deci undeva la 1700 cu vreo 1400. Asta este peste Full HD. Da. Rezoluția este foarte bună, claritatea este excelentă. Mamă, cât de tare e pentru așa ceva. Da. Pentru comicsuri, superb. Unele dintre ele arată oricum foarte bine al negru. Arată așa mai retro, mai dark. Îmi place. The Amazing Spider-Man. My moment, cum se mai spune acum. La copii. Ok. Cloud, fișiere, browser, toate lucrurile pe care le faci pe tabletă, inclusiv aplicații de Office, inclusiv aplicații de muzică, cum spuneam puțin mai devreme, dacă vrei. Are niște difuzoare suficient de convingătoare, după cum ați auzit. Bookstore-ul. Ma. Și? Ok. Și toate astea sunt oferite gratuit. Foarte multe cărți introduse gratuit, dar uite, hai să vedem non-fiction. Și uite, au și audiobook-uri în bookstore-ul ăsta. Deci cele mai multe sunt din librării, din biblioteci open source. Dar uite, pe audio, Free Flames a Novel, Ifigenia. Păi, e mișto chestia asta. Simplul fapt că ai acces la un device care ți le pune așa aici, așa le cataloguează, multe lume nu-și caută așa ceva. Basic Economics. Dar asta o știu. Asta lui Sowell nu e gratis. A, ți-a dat 2 capitole gratis. Băi, apropo, nu, recomand foarte serios cartea asta. Just as many people do, this book has put on weight with the passing years, as new chapters have been added and existing chapters expanded for clarification. Foarte tare dacă poți să și vezi și dacă și poți să și asculți la o adică, pentru că mai vine unele dintre ele vin și cu PDF-uri. Însă uite, ți-a dat 2 capitole gratis ca să vezi despre ce este vorba. Din nou, în cazul ăsta, cartea lui Thomas Sowell mi-a fost recomandată chiar de cineva la comentarii pe YouTube și am ascultat-o și mi-a clarificat foarte multe chestii. Spre exemplu, una din chestiile care mi-a rămas în minte, dacă vă ajută la ceva, este că nu ajuți pe nimeni atunci când dai subvenții. Atunci când subvenționezi, când ajuți o anumită categorie socială cu bani, banii ți-aduci din altă parte și faci mai mult rău pentru că statul nu alocă bine resursele. Practic, asta este partea cea mai importantă. Faptul că poți să o iei cu tine, oriunde, asta nu pleacă de aici, e ținut magnetic, e ușoară mână, cred că are undeva la jumătate de kilogram, 360 de grame, deci ajunge la jumătate de kilogram cu folio, un ecran de 10 inch și vă spuneam o rezoluție 1872x1404. Bateria este o configurație ciudată, uite, 3600 de mAh, care ar să țină 10-12 ore de utilizare continuă cu conectivitate, dar dacă doar citești cărți, ar să țină mult mai mult, pentru că ar trebui să intre în power saving. Procesorul va consuma cel mai mult în perioada asta. Și de-aia este o chestie bună, pentru că asta este un device bun de productivitate care să îți permite să nu fii distras. Pentru că un ecran color te mai atrage către un joculeț, către niște video. Aici ești mai pe treabă. Dacă chestia asta funcționează pentru tine, s-ar putea să fie o idee bună. E altceva. E o alternativă la Remarkable. Nu știu dacă ați fost deja bombardați cu reclama, dar Remarkable este un produs, într-adevăr, remarcabil, interesant, dar foarte scump și acela este cu un ecosistem relativ închis. Poți să strângi niște chestii din cloud, poți să le muți de colo-colo, însă avantajul unui astfel de produs este că odată ce te prinde, îți devine un fel de second nature, e înlocuitor de agenda. Și pentru oamenii care scriu, desenează și așa mai departe, mi se pare un tool foarte, foarte fain. 64 de GB de stocare și prin USB poți să-i pui ce vrei tu. Suportă chiar, vă spuneam, și încărcare fast charging pe acel USB-C. Deci, calendar, e-mail-uri, notițe, audio, ceva browsing, productivitate pe ansamblu. Mi se pare o unealtă bună pentru toate lucrurile astea și s-ar putea să nu fie o idee bună doar pentru mediul de business. S-ar putea să fie o idee interesantă și pentru un copil, mă gândesc. Că, practic, îi limitezi hardware interesului, că practic nu o să se uite la shorts cu asta sau pe TikTok. E un fel de device anti-social media, dacă vrei, pentru că nu te poți bucura de social media și te va ține mai degrabă atent către zona de productivitate. Este cea mai bună soluție pentru tine? Trebuie să decizi în funcție de modelul tău de utilizare. Însă, e un produs care este aici, este disponibil de acum, odată ce a fost lansat și cu siguranță te obligă la un alt mod de utilizare, care se întoarce cumva la origini. Nu avem preț la momentul primului nostru contact, dar se estimează un 500 de euro în zona aia. Nu e un preț mic, dar cu siguranță asta nu e un Kindle. Nu este niciun iPad, este ceva între și se achită destul de bine de ce am văzut până aici, iar HarmonyOS este un pic mai mult decât cred că ți-ar trebui pe acest device, dar e bine că există și sunt tare curios ce alte chestii mai poți face pe el de aici înainte. Pentru că unul din lucrurile, pe exemplu, interesante pe care le-am văzut pe Remarkable era că share-ul ecranul când ești într-o conferință. Ar să poți face chestia asta și aici. Practic, având o tabletă cu Android, poți să faci inclusiv partea de videoconf cu ea, nu? Poți să o introduci ca device într-o videoconferință și să share-uiești ecranul. Suportă și 5G? 4G, n-ai nevoie de 5G, așadar poți să o legi la internet, suportă Wi-Fi, Bluetooth, toate lucrurile astea, poți să asculți muzică și are senzor de amprentă, este o soluție de blocare biometrică pentru a folosi. Auzi, dacă tot suportă HarmonyOS, poți să faci și banking dacă îți pui mintea cu ea. Ia zi ce zice aici la About Tablet. Uite, HarmonyOS, MatePad Paper, 2.1, Security Patch 1 mai 2022. Suntem în iunie. Pretty fresh. 4 GB de RAM și 64 GB de stocare, din care 47 sunt liberi. Make sense. Și doar dacă pui foarte multă muzică vei umple acest device, pentru că nu o să ai poze și video și atunci n-ai nevoie de mai multă stocare, dar din nou, pe USB-C sau prin cloud poți să aduci orice. Nu știu, e, la prima impresie e un dispozitiv interesant. Uite, pe Adobe Acrobat poți să-ți semnezi documentele cu pixul când îți vine ceva la semnat. Și asta iarăși e o chestie faină, dar la fel poți să faci și pe un telefon, numai că aici vine mai natural. Dacă lucrezi destul de mult cu hârtie în mod obișnuit, un astfel de device te poate ajuta să treci mai ușor la paper-free, paperless. Uite, Fill and Sign, asta îmi place foarte tare la Adobe. Aplicația Fill and Sign este gratuită și o recomand oricui. Efectiv te duci aici, Create Signature, așa, o salvezi pe device, poți să aduci și dintr-o cameră, poți să-ți faci poză la semnătură sau să o aduci din alt fișier sau poți să o salvezi efectiv local și apoi când vrei să semnezi ceva, te duci aici, la semnătură, o ai deja, pui unde vrei să semnezi și ai semnat. Stai că nu poți să le editezi pe ăsta. A, ba da, uite, l-am adăugat. Și apoi îl pui unde vrei tu, poți să-l mărești. Însă, acum îmi voi întoarce către tine. Sunt tare curios să aud de la tine ce scenarii de utilizare vezi tu pentru o astfel de tabletă. MatePad Paper, așadar, este departe de o simplă agendă de hârtie, un locuitor de agendă de hârtie, dar este foarte jos sub o tabletă obișnuită. Este la punctul potrivit dintre cele două. Ți se pare interesantă? Te-ai vedea folosind-o? Spune-mi jos la comentarii, sunt tare curios să aflu și sunt convins că și cei de la Huawei o să uite pentru că și ei sunt curioși să vadă dacă se vor vinde sau nu. Abia au fost arătate, abia au fost lansate, abia așteptăm să vedem și prețurile reale, concrete pentru ele, pentru că nu le știm la momentul ăsta, dar o să găsești un link în descriere către pagina de produs ca să vezi prețul actualizat, indiferent când o să te uiți la acest clip pe care eu l-am înregistrat pe început de iunie 2022. Cam atât. Acesta este MatePad Paper. Dă-mi un like dacă ți-a plăcut, un share să vadă și prietenii și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Numai bine!